Pensia ar putea fi încasată după noi reguli. Începând de anul viitor, toți pensionarii vor fi nevoiți să aibă carduri, asta deoarece poștașul nu le va mai aduce pensia acasă, iar banii vor fi virați direct în conturi. Măsura va fi luată, conform spuselor ministrului finanțelor Eugen Teodorovici, pentru a economisi bani. Vorbim despre o sumă de 600 de milioane de lei, bani ce vor fi distribuiți către administrațiile locale pentru investiții. Teodorovici spune că vor fi oferite bonusuri pensionarilor care aleg să își treacă pensia pe card. În plus, pensionarilor li se va garanta că retragerile de pe card nu vor fi însoțite de comisioane. În Mehedinți sunt pensionari care au ales deja varianta pensiei pe card, însă sunt și persoane pentru care această modalitate este imposibilă. În multe dintre comunele din județ nu există bancomate, iar unii dintre pensionari nu știu să le folosească. Am văzut foarte mult și acum când merg cu cardul să ia, se încurcă, stau mai multe minute decât trebuie și tot nu reușesc să oameni mai în vârstă, mai nu-i vorba de pregătire, e vorba de ceea ce poate să facă el atunci, în momentul ăla. Este o idee bună, înțeleg că dumneavoastră aveți pensia de câțiva ani pe card. De 15 ani eu am pe card. Și? De când am ieșit la pensie, că eram salariat, aveam card, pe urmă am trecut și pensia tot card. Și e un lucru foarte bun. Măsura este binevenită, dar ea trebuie să fie aplicată la caz la caz. Sunt persoane care nu pot să fie permanent la locuința de bază și atunci îi convine cardul. Cei care au stabilitate, care sunt mereu acasă, pot să prefere să vină poșta acasă. Dumneavoastră, cum încasați pensia? Pe card sau eu, la... Eu pe card. Am, din motivele care le-am spus. Am fost plecat și câte două săptămâni și poate tocmai în perioada respectivă nu sunt acasă. Fiecare optează cum vrea. Sunt bătrâni care nu pot să plece să-și ia piesa de pe card și atunci eu duce, așteaptă și vine poșta și acasă. Din cele 4,7 milioane de pensionari înregistrați la Casa Națională de Pensii, peste 1,7 milioane își încasează în prezent pensiile cu cardul.